Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Suntem la Sestri Art Gallery. De pe pereți ne zâmbesc lucrările tânărului artist plastic nemțean Lucian Gogu Craiu, care a avut de curând vernisaj. Lângă mine, domnul Horațiu Mihaiu. Nu cred că ar trebui să vi-l mai prezint, îl știți cu toții, îl știți de la Teatrul Tineretului, pentru că vă știu pe dumneavoastră, prietenii mei, că sunteți și niște împătimiți iubitori ai teatrului. L-ați cunoscut acolo, dumnealui nu se ferește să apară în public, pe la evenimente culturale, prin oraș, prin puburi. Este adoptat cu acte regulă de către noi, de către pietreni. În primul rând, vă mulțumesc că v-ați răpit din timpul liber, mai ales că acum știu că este oarece forfotă la da, teatru acolo, la locul dumneavoastră de muncă. Da, este agitația dinainte festivalul de teatru. Este minunat că se desfășoară și anul acesta. Da. Se auzeau niște voci așa, că n-ar fi bani, că n-ar fi disponibilitate. Da, nu știu foarte multe detalii, știu că... Bine că se face. Dar important e că se ține. Sigur. A fost o selecție foarte bună, după părerea mea, anul ăsta, iar publicul chiar are pentru ce să vină la teatru. Fără doar și poate, la fiecare ediție, dacă ar mai fost câteva sute de locuri în sală, cam la toate spectacolele, n-ar fi rămas neocupate. Ne-a lipsit mult teatru în perioada cât a fost în refacere, renovare, reconstrucție, rezidire, da, nu știu ce. Eu am ajuns imediat după terminare. Așa? Și n-am avut ghinionul de a asista la da, am văzut atunci mâhnirea, grea a fost, să știți, da. Pentru că am văzut tot timpul mâhnirea din privirile actorilor, regizorilor, scenografilor, conducerii teatrului. Tuturor le lipsea scândura. Și a publicului. Și a publicului, nu mai spun, pietrenii, dar acum treceau pe lângă clădirea teatrului și înjurau. Un public splendid. Splendid. Deci chiar am trecut prin multe teatre și am urmărit activitatea teatrelor, am lucrat în multe teatre. Este un public foarte bun la teatru. Sigur că este vine din istorie, da, din istoria acestui teatru, o istorie extrem de bogată și care un public care se menține și azi de înaltă clasă, zic eu. Clasă, adică nu trebuie să faci eforturi să îi aduci exact, la teatru, fiindcă ei sunt oricum. Exact. Și ați remarcat, bănuiesc, m-am remarcat și eu de foarte de bună bucată de timp, că, domnule, nu cred că vin snobi, adică vin oameni pietreni sau nemțeni care vin acolo doar să fie văzuți. Vin pentru spectacolul total exact, din sală. Exact. Vin să comunice cu dumneavoastră și cu actorii. Este o remarcă bună. Și chiar dacă ar veni și snobi, fiindcă snobul este cel care încet, încet e cucerit. Da, deci da. Pentru început vine să se afișeze, să arate că face parte din, să zicem, elita orașului, se întâlnește cu lume bună la teatru și încet, încet capătă gust pentru spectacol. Atunci nu mai vine din snobism, vine nu din mai plăcere. Vine din snobism, din plăcere și încet, încet poate deveni un foarte bun cunoscător de teatru. Important e ca oamenii să facă un prim gest de a intra în sala de spectacol. Da. Este un temp, eu așa numesc, l-am numit întotdeauna, teatrul, în general, teatrul tineretului în special, este un templu prin excelență, unde se oficiază ritualuri păgâne, nepăgâne, nu mai contează, dar sunt niște ritualuri pe scenă extraordinare, jocul actorilor, piesele montate, piesele regizate și de dumneavoastră aici la Teatru Tineretului. Din 2013 ați venit la Piatra Neamț. Ce vreau să spun, nu știu câți dintre prietenii noștri cunosc faptul că dumneavoastră ați absolvit Facultatea de Arhitectură la Cluj. Da. Am legat asta pentru că am urmărit cumva cariera de-a lungul timpului.
primele referiri erau ca scenograf pe la diverse teatre din țară, dar în primul rând Sibiu, Târgu Mureșu, Clujul, apoi și Râmnicu Vâlcea, am văzut și Târgu Obiște și teatru din la București, la Sfântul Gheorghe. Apoi ați și condus teatre ca manager, da, manager spunem acum pentru că ne-am englezit și noi. Și apoi regizor. Cum a fost firească până la urmă trecerea? Eu zic că da, adică toate fazele astea prin care am trecut, pentru mine, eu am ajuns la o vârstă la care s-au acumulat aceste amintiri și mi-au dat, cum să zic, consistența activității. Nu aș zice că dintr-un accident am renunțat la arhitectură, ci datorită contextului dinainte de 89, în care eram, după facultate, eram pus să fac niște orori de clădiri. Orori pe care le vedem încă, din păcate, nedemolabile, tot din păcate, pentru că sunt asta a fost cartiere întregi. Și nu știam fix în ce direcție să o apuc, era greu să te înscrii la alte facultăți, dar exista această legătură între arhitectură și scenografie. Da. Cei mai mari scenografi erau și arhitecți, ca să dau doar exemplu Liviu Ciulei, dar au mai fost mulți și mai sunt arhitecți foarte buni scenografi. Îl aveți ca exemplu pe Liviu Ciulei, pentru că și dumnealui arhitect, scenograf și apoi regizor. Exact. Regizor. Da. Într-un fel am urmat cam același parcurs. Bine, mi-e greu să mă compar cu Ciulei, dar ca drum artistic. Și am trecut oricum, să zic, firesc pe scenografie, înainte de 89, sigur că greu am găsit un loc, am ajuns la Sibiu, unde m-a prins revoluția. La teatrul Radu Stanca. Și acolo am multe povești, dar ne trebuie 10 minute. Nu-i nimic, o să vă smulg promisiunea că ne vom mai întâlni. Da, cu mare drag. Și propuneți dumneavoastră un subiect de data asta și îl dezvoltați, pentru că văd cu cât patos ați vrea, povestiți și cât ați avea de spus și îmi imaginez ce emisiune are și multe, da, dar nu știu delicioase. Dacă nu plictisim lumea. Nu o să plictisim cu siguranță. Îmi cunosc prietenii. Emisiunea se numește Prietenii mei nemțeni. Sunt, să știți, aviz de astfel de emisiuni. Da. Sătui decenul și ul vieții sociale, politice, nu mai vorbesc. Să sperăm se împușcă pui de urs, se fac alarme de așa. România încă parcă nu e așezată, nu știu. Nu știu ce. Ați cochetat cu teatrul înainte de a lucra în teatru? Da, sigur, pe altfel nu. Încă din timpul studenției, adică aveam și cursuri de scenografie, dar aveam și, lucram cu o trupă de tineri la Casa Studenților, făceam scenografie pentru ei, aveam spectacole. Da, sigur, o scenografie de un nivel redus, fiindcă nu existau bani, era un amatorism. Improvizați mult, vă adaptați, făceați ceva. Da, eram amintiri chiar foarte bune că îți biciuia inventivitatea și creativitatea. Neavând nimic, făceai din nimic. Trebuia făcut ceva. Și așa am ajuns scenograf la Sibiu, prima dată. Acolo m-au făcut, imediat după Revoluție, m-au pus șef la secția germană, cunoscând și limba germană. Încă un ascendent și bănuiesc că mai cunoaște și alte limbi. Sau vă descurcați oricum, pentru că ați mai umblat prin alte părți ale țării. Da. Vorbesc de Sfântul Gheorghe, unde ați funcționat vreo 3 ani de zile, nu? 6. 6. De două ori câte trei, așa? Da. Și a trebuit să am învățat și puțină maghiară, da.
dar știam engleză, germană, franceză, italian. Asta erau... Vorbeam de film înainte, în cele câteva minute pe care le-am avut cumva la dispoziție înainte de emisiune, despre filonul artistic din, din familia dumneavoastră, pentru că am avut onoarea să-l cunosc și pe fratele dumneavoastră, când a venit cu... Așa. Știu că a funcționat dumnealui la Centrul Cultural al României, directorul cultural din Lisabona, exact. A vorbit extraordinar, așa, cu o căldură despre Portugalia, despre portughești, despre Lisabona. Dar mi-ați mărturisit dumneavoastră că doar dintr-o parte a familiei vine acest filon. Da, dinspre mama. Dinspre mama, care a fost profesoară de muzică, tata medic, ca să... Da. Deci, da, și tata a avut influență, fiindcă, țin minte, când eram mici, făceau un fel de chefuri. Pe vremea aia nu erau puburi, nu erau... erau niște restaurante și să se adune lumea era mai greu. Se adunau acasă la cineva și țin minte în casa părinților mei. Și veneau oameni de cultură. Veneau medici, veneau artiști, soliști de operă. Păi era un adevărat cenaclu. Exact. Și se citau producții literare, se recitau poezii, da, erau prezentate bănuiești, da, și fiecare lucrări. Câte un subiect, de exemplu, așa ce-mi vine acum în minte, marele doctor, profesor doctor Ioan Chiricuță, care este, a fost medic, a creat Institutul Oncologic din Cluj. A recitat într-o seară Moartea Căprioare. Pe mine m-a impresionat, la 4-5 ani aveam, m-a impresionat fantastic. Și de-aia spun că era un mediu cultural deosebit la Cluj și este și în continuare. Și în Transilvania se întâmplau des și în multe case de oameni cu suflet astfel de evenimente. Și în alte orașe. Nu vreau să trag acum așa. Dar era... Și în Pietră Neamț, citind despre Victor Brauner, adunările cu tot felul de... Numai departe de ați fi uimit, la Tazlău, o comună de aici în care medicul Ion Mironescu aduna oameni de extraordinară cultură. Exact în acest raport se întâmplau lucrurile la noi în casă și era o elită intelectuală. Eu consider că elitele astea trebuie să se prezerve și să continue să existe, fiindcă elitele dau mai departe. Până la urmă. Da. Iar în acest mediu, tata a fost, ca să iau discuția dinainte, a fost întemeitorul școlii de broncologie din România. Dar a avut acest merit, că în cadrul acestor... Aș putea bănui că a vizitat și ținuturile noastre, zona noastră, sanatoriul de pneumologie. Da, de la Bisericani, cumva? Nu știu. S-ar putea. Știu că el a vrut să-și facă imediat după război un sanatoriu lângă Sighișoara. Și probabil în acest sens a căutat zone. Se poate, da. A vrut, da. La Sighișoara, era aproape de casa bunicilor. Da, nu și-a mai pus în... Au vremurile și vremile. Așa. Dar mama este cea care ne-a direcționat în primul rând spre muzică. Fratele meu a făcut vioară, eu am făcut violoncel 9 ani cu mari profesori. Și tata și mama ar fi dorit să le urmați cumva, exact, devenirea? Da, din păcate la conservator pentru mine era foarte greu, fiindcă erau un loc la violoncel și erau 40 pe acel loc. Da. Șansele să intre erau mici, atunci m-am orientat spre o altă facultate foarte grea. Foarte grea, într-adevăr. Și acolo concurența foarte mare. Da? Dar am avut noroc că se făcuseră și la Timișoara, și la Iași, și la Cluj, școli de arhitectură, și am intrat la Cluj. Deci n-a fost chiar atât de
a fost grea admiterea, dar parcă nu cum fusese. Mă rog, iar mama ne-a deschis gustul pentru spectacole, opera, mergeam la orice tip de spectacol, teatru, operă, concerte la filarmonică, concerte de muzică populară. Da, de mare calitate, sigur. De foarte bună calitate. Așa. Lucru care, din păcate, nu se mai întâmplă azi. Mari soliști. Cu, mă rog, în fine, tot ce ținea de spectacol. Iar de partea cealaltă, la un alt tip de spectacol, mergeam cu tata la meciurile de fotbal. Așa, Clujean-Field, mi-ați vorbit așa în cele, repet, câteva minute pe care le-am discutat înainte de emisiune, în care am pus cât de cât așa la cap niște idei despre iubirea nețărmurită pentru Șepcile Roșii. Ce să facem? La 5 ani ați fost prima oară la un meci de fotbal. Ne-a bătut CCA, Steaua București, 5-1, nu asta ar fi fost, nu rezultatul, cât ploaia care a căzut continuu. V-a marcat și l-am văzut tot spectacolul, practic. Dar l-am văzut pe tata care m-a dus la primul meci de fotbal, era foarte trist că pierduse echipa lui de suflet. Și de atunci, pentru mine, Steaua este dușmanul. Cumplitul dușman al universității. Sigur că sunt legate cu Cluj și n-am cum să țin. Echipa de suflet a multor. Tata a fost suporterul lui unei singure echipe, cu Cluj. Nu l interesa niciun alt meci de fotbal în afară de ce a făcut cu Cluj. Atât. Indiferent de divizie. Divizia B, divizia etapele mai faste sau exact, mai puțin faste prin care a trecut clubul universitar. Da. Iar la meciurile de fotbal pe stadion se prezentau, era un grup de profesori universitari, medici, soliști de operă, actori, deci toată la un alt fel de spectacol. La fotbal ca la un spectacol, nu să urle tot felul de lozinci, alea cu bip, și susținau echipa într-un mod foarte ferm. Cu sufletul, într-adevăr. Deci eu plecam cu de suflet. La mechit că cu Cluj pierdea, dar te duceai la spectacol. Nu vă supărați pe cei 11 jucători care evoluaseră pe teren, chiar dacă pierdeau. Nu, și nici acum. Adică tot aici rămâneau. La Cluj nu se prea întâmplă lucrul ăsta. Au apărut acum niște facțiuni din astea de galerii extrem de și urâte și cu violențe și pe care nu le accept. Dar în toată țara au apărut. Dar se erigează cei mai cei susținători, fani, nu știu cum să le mai spun, dar părerea mea este că fac mai mult rău, fac deservicii mari spectacolului fotbalistic. Sunt needucați, este partea cea mai joasă a societății, până la urmă. Așa este, trebuie să spunem. Dar așa, în suflet rămân cu East și cu Cluj, Șepcuțele Roșii, da, nu? Da. Chiar dacă acum trece printr-un calvar în suntem, apropo de discuția noastră, chiar vis-a-vis aici la Sestri Art Gallery, vis-a-vis de stadion și echipa o altă echipă care trece prin cu istorie veche și care a fost dusă de râpă. Din păcate. Din păcate, da. Oricum, mie îmi lipsește. 1919, anul de înființare. UTA, Petrolul, Farul, Rapidul, cei care... Aoleu. Da. Deci sunt echipe care, din păcate... Bătrâna doamnă de la Arad, doamne, dacă se pune... UTA, cine joacă? UTA, cine vine aici? UTA. Mergeai numai să-i vezi de plăcere. Din păcate, mi-aș dori ca și Ceahlău să-și revină, fiindcă tot prin era echipa, Liga a 4-a, dacă nu mă înșel, ca și echipa dumneavoastră de suflet. Cred că a 5-a. Sau a 5-a, chiar mai rău. Există și această ligă. Da, Cluj, da, cred divizia onoare era cândva. Dar să depășim momentul ăsta, ați făcut și sport de performanță, mi-ați spus că atletism. Ciclism am făcut. Așa? Da, mi-a plăcut foarte mult ciclismul și atletism. Săritură în înălțime.
am mai cochetat cu basketul, însă n-am avut înălțimea necesară și spre sfârșitul carierei sportive am făcut cu colegi o echipă de handbal cu care am ajuns până în divizia B. Dar eram un titlu de glorie, o frumusețe. Eram prea bătrân. Dar bănuiesc că mișcarea, sportul în general, vă erau lipite de suflet pentru că era starea dumneavoastră de om neliniștit. Așa probabil, de, probabil. Se vede evoluția ulterioară, nu? Grafică, uite, ajungem la grafică pentru că nu sunteți deloc străin de arta plastică. Știu că aveți, ați avut expoziții pe mai multe continente, ați avut... aveți lucrări în colecții particulare? Din păcate, n-am mai avut timp să mă preocup de zona aceasta. Mi-am pus de ani de zile în cap să mă retrag la munte, să fac o expoziție. Să aveți timp să lucrați, să vă găsiți timp. Un răgaz? Da. Am expoziția asta în cap, dar n-am apucat să o materializez. Pe... Da. Și, nu știu, să sperăm că păi, timpul nu e pierdut. Noi așteptăm putea, și da. Pietrenii ar gusta din plin o asemenea frumoasă vedem, surpriză. Să vedem. Așa, da? Da. Ați lucrat, deci ați avut clar tangențe cu arta plastică și înainte de examenul la arhitectură. Da, obligatoriu. Așa, trebuie în să... timpul facultății, după, apoi, da, ca scenarist. Că, da, am avut, ești obligat să fii la curent cu ce se petrece, de aceea sunt și un mare amator de expoziții, urmăresc tot ce păi, se întâmplă. Păi, v-am văzut des la, și la Galeria de Artă, la Sper Vorel, și la Sala Cupola, la bibliotecii, la vernisaje. Da, mi se pare normal, dacă ești un om de cultură, și nu neapărat, poți să ai și alte îndeletnici, da. Dar un intelectual care se respectă, ar trebui să îl vedem peste tot. Sunt câteva persoane în oraș, profesori de engleză, medici, da, sau așa da. Mai departe, avocați și ce-am mai văzut, dar mi-ar plăcea să fie și mai mulți. Da, eu am făcut o remarcă și am putut de mai multe ori faptul că bun, sunt ani buni de când nu ratez niciun vernisaj, de exemplu, de la Galeria Lasker Borel, de la Sestri, de la Sala Cupola Bibliotecii. Mi-ar plăcea să mai văd și alte echipuri mai noi. Da. Pentru că este un public restrâns, dar foarte constant și consecvent. E adevărat. Care nu ratează la fel niciun eveniment de acest gen. Îi așteptăm pe tineri. Da. Mai ales că avem un oraș, un liceu de artă. Exact. Și atunci... Și un liceu foarte bun, din câte am urmărit, cu succese. Da. Da. Ar fi bine să vină public și spre aceste alte manifestări, nu neapărat. Sigur, teatru este cea mai, cum să zic, cea mai rămasă cumva în conștiința spectacolul de atunci. Da, și atunci publicul ăsta de la teatru observ că se renoiește aproape anual. Da. Vin alți. Da, și rămân, vin și rămân, și da. Rămân. Da, da, da. Și de multe ori ați remarcat și dumneavoastră din culise, sala devine neîncăpătoare, se mai aduc scaune dintre alea de se așează pe lângă, sigur, pe mijloc, pe acolo. Asta este foarte bine, bun. Ce e rău că, știți, teatru a pierdut vreo 100 de locuri, sala, da. Odată cu marea renovare. Da, dar pe de altă parte era și greu să faci spectacole pentru un public atât de numeros. Da. Publicul în principiu a scăzut, fiindcă au apărut oferte foarte mari, chiar și sălile din București caută să-și micșoreze oarecum numărul de locuri. De locuri, da. Fiindcă... O, în economia problemei, acum, da Cluj, și cu întreținerea și cu... La Cluj am observat, e o sală de 1000 de locuri. Greu se umple foarte greu.
Și nu poți să faci tot timpul spectacole cu o rețetă de umplere a sălii. Dacă am ști să le facem, le-am numai face la numai din alea, dar niciodată nu știi cum e spectacolul. Exact, exact. Cel mai important lucru mi se pare că, bun, s-a micșorat ca număr, publicul s-a micșorat numărul de locuri din sală, dar publicul în niciun caz n-a dispărut și nu o să dispară atâta vreme cât va dăinui teatrul tineretului, pentru că ăsta teatru are o tinerețe veșnică, fără bătrânețe. Da, și de este o unica artă care, în care spectatorul este în, cum se spune, contact direct. Direct, în dialog. Este, da, da. Sub ochii lui se creează arta. Pe când o pictură, o sculptură, și baletul are același impact, da, emoțional. Dar aici, genul de spectacole, domnule Horațiu Mihaiu, la care nu poți să spui, domnule, stop, hai să reluăm. S-a greșit ceva sau s-a... Nici la balet, nici la teatru. Ești acolo cu publicul. Exact, trebuie să se desfășoare. Exact. Dar în plus, teatru față de balet are și discurs textual, are și imagine, are și lumină, are și, nu știu, arhitectură, rotund, complet, are, sigur că da. Absolut sigur complet, că muzică. Da. Sigur că da, mai nou și electronica și modernă. Video. Exact, și video. Este chiar un spectacol complet, deci care înglobează foarte multe arte. Toate. Sau chiar toate. Din păcate... Are și dans. Da, din așa. Păcate dansul nu are vorbe. Nu are vorbe, da. E clar, acum nu știu dumneavoastră cum stați cu sufletul la gură la premieră, la avantpremieră, la premieră, la... Rău, stau cu inima. Da? Pungă. Așa, cu pumnii strânși? Da. Este tot timpul emoție pe care o simte oricine. Toți care participă la crearea unei piese de teatru, eu sunt convins că nu există unul să nu aibă emoții. Vă este mai ușor decât actorilor care sunt acolo și dau examenul de fiecare seară în fața publicului? Acolo un pic ascuns, așa, în culise și urmărind jocul? Pare că sau emoțiile pare sunt la fel că, de mari? Pare că ești detașat. Nu e așa. Fiindcă actorii plonjează în primul minut, după care intră într-o transă în care joacă. Ei nu mai sunt în lumea personajului pe care îl interpretează, pe când noi suntem receptori și când spectacolul a început până la sfârșit și trăim fiecare schimbare de lumină, mișcare de ieșire. Deși, paradoxal, ați urmărit aceleași mișcări, aceleași schimbări de lumină la toate repetițiile și când v-ați dat girul, uite, putem ieși pe scenă cu spectacolul, emoțiile rămân la fel de mari, dacă nu mai mari. Da, pentru că sunteți în fața publicului. Depinde și de spectacol. Sunt spectacole în care poate că nu m-am implicat atât de mult, pot să coordonez mai detașat și mai din exterior, dar sunt spectacolele la care eu țin cel mai mult și mă refer la spectacolele de teatru imagine, pe care le-am făcut, cele cu o imagine importantă în spectacol, cu lumină, cu așa, și atunci fiecare schimbare de sonoră sau de lumini sau de mișcare a actorilor mă aștept să fie perfectă. Și nu totdeauna se întâmplă. Și atunci emoțiile acestea de... Da, că sunteți un perfecționist, asta... Nu, de ce? Este un lucru bun, pentru că nu vă faceți să cădeți pe tânja, să vă culcați pe o ureche, gata, domne, e așa, să deveniți liniar tot timpul. Am spus eu că sunteți un zbuciumat, dar un neastâmpărat, și este firesc atunci, după fiecare culme pe care o urcați, nu să priviți în vale, ci să vă uitați după cealaltă culme. Cum fac alpiniștii aia care le-a intrat în sânge microbul primului vârf cucerit în lanțul Himalaya?
gata, la, nu ar trebui, ar spune mulți, mi-ajunge, am fost acolo, am demonstrat că pot, nu, vreau și la altul. Da, într-un fel, așa, cu timpul, îți mai pierzi din agilitatea asta și normal, dar rămân în continuare. La spiritul fel de... rămâne același. Da, da, nu se tocește, cam tot sunt în căutare de, indiferent că am perioade în care nu activez, să zicem, în teatru, în perioadele da. În care ești inactiv, să zicem, vara sau vacanțe, când tot la teatru mă gândesc, citesc piese, fac tot felul de scheme de spectacol, gândesc spectacolele cu mult înainte și am o anumită schemă a spectacolului pe care când sunt dispus să o montez sau mi se oferă ocazia, atunci încep lucru cu actorii. Efectiv, și da, punem da, carne da. Pe acest eșafodaj. Da, da. Creați un schelet pe care îl îmbrăcați în tot felul da. De organe. Apoi da, de, da. Corect, dar da. Scheletul de bază este... Scheletul de bază... Dă siguranță da. Și dă și siguranță teatrului și actorilor. Da. Mi s-a întâmplat uneori să fiu luat prin surprindere că să trebuiască să fac spectacolul și să găsesc un alt spect, să nu mi se potrivească gând, primul gând și atunci să gândesc ceva mai rapid, dar destul de rar. În general, spectacolele mele sunt gândite, le dau un spațiu din ăsta de gestație, așa, zic, da. Uneori chiar de câțiva ani. Lăsați să zacă acolo cu ghilimele da, de rigoare, da. Să se adune, să se așeze, da, știți? De fapt așa precum am început. Vinul bun, lăsat un pic să se așeze, așa am să se tocească. Și cu primul meu spectacol, apropo să revin la da. Traiectul meu artistic, după primii ani de 5-6 ani în care am lucrat doar scenografie, am avut un... cum să zic, o experiență extraordinară în Olanda cu un scenograf, regizor, chinez, american de origine chineză și cu care am studiat ce aș putea să fac, să găsesc alte forme de teatru. Așa. Vreau să, o să ajungem și la... Mi-ați ridicat cumva în termen sportiv, mi-ați ridicat un pic mingea da, la fileu, da. Pentru că aș vrea să vorbim un pic de experiment, de teatru experimental, de cât de mult se poate duce un experiment, până unde se poate experimenta, ținând cont că nu tot publicul de teatru, cel puțin cel pietrean, marșează odată cu dumneavoastră în acest experiment. Există un pic de conservatorism, l-ați sesizat, așa, dar nici nu s-au întors cu spatele la experimente. Exact. Deci, păi mi-am dat seama de lucrul ăsta, nu la primul, primul l-am făcut la Cluj, unde oricum publicul e deschis, acceptă experimente și așa. Era un spectacol extrem de încifrat, dar părerea mea că era și foarte frumos, vizual, drept care am și luat niște notițe pe aici că la, ați venit în 2013 la Piatra Neamț, dar ați colaborat și de prin 2002 cu Teatru Tineretului. Da, am colaborat din 2002, și în 2000 am făcut scenografie aici, am mai făcut o piesă cu Santiago El Campo, așa, da, cu da. Corneliu Damborcea, Dumnezeu să-l ierte. Da, un spectacol foarte frumos. Și de la al doilea spectacol începând, pe care l-am făcut la Râmnicu Vâlcea, mi s-a părut foarte greu să fac un spectacol de teatru experimental, fără cuvinte, doar vizual. Vă împiedica posibila reacția publicului, posibila reacția actorilor, poate. Sigur, da. Le propuneați un demers da, nou, da, total nou. Da, cum să zic, ca orice experiment. Da, dar n-ați abandonat ideea de a experimenta. N-am abandonat, dar am avut și suportul directorului de acolo,
tot un regretat regizor, Gonge Marinescu, care mi-a dat girul, și a lui Silviu Pulcărete, care era un fel de consultant artistic acolo. Silviu Pulcărete, să facem o mică paranteză, îmi cer scuze, cu care ați mai colaborat apoi la niște spectacole da. Di grande. Păi a fost, oricum, pentru mine a fost, apropo de acest al doilea spectacol, el a venit, l-a girat într-un fel și a zis, trebuie arătat. Trebuie făcut, da. Și fiind al doilea spectacol, cumva am confirmat valoarea primului, ceea ce m-a făcut să, nu că mi-am schimbat meseria, că rămân scenograf, dar am căpătat un fel de încredere și a urmat al treilea, al patrulea, al cincilea și așa mai departe, fără intenția de a fi eu un mare regizor. În orice caz, pentru România, poate a fost esențial că am introdus în România acest tip de spectacol, de teatru non-verbal, teatru de imagine, teatru de mișcare, cu un univers sonor, adică erau mixate, am băgat niște... În 1995 nu exista, video, proiecție video, în teatru, film, da, ceva. Da. Poate că ori mai fi fost niște spectacole în care apăreau secvențe de film cu aparat de filmat, probabil. Dar eu am făcut, înainte de acest aparat video de proiecție, cu luministul de la Cluj, un maestru de lumini fantastic, am făcut niște proiecții pe un ecran. Deci eu am introdus acest ecran care acum e folosit prezent, peste tot. Nu se mai știe că eu am fost primul. E bine că ați precizat acest lucru, pentru că acum s-a banalizat, am putea spune, nu? Este omniprezent. Publicul l-a adoptat. Da, și asta a fost foarte important și pentru dumneavoastră. Imaginea video este folosită în foarte multe spectacole. E firesc, pare firesc de acum. Dar nu sunt de acord cu cei care folosesc doar ca să fie folosit sau doar fiindcă este un element. De ce, că dă bine cumva așa? Nu, dar e folosit acum. Am văzut în foarte multe spectacole imaginea directă, adică vezi actorul, dar vezi și pe cineva care filmează în direct și imaginea aceea apare mărită pe un ecran sau în televizor. Sau... Deci se poate jongla cu... Dar însă când se face exces, deja nu mai este... Și îmi place dacă introduci imagine video într-un spectacol, acea imagine să însemne ceva, fiindcă imaginea video și orice imagine de film în scenă este o imagine moartă. Ea trebuie să aibă o anumită semnificație. O imagine personaj până la urmă. Sigur că da, deci trebuie să... Un spațiu bine definit. Deci dacă dăm imagine... Nu de dragul de a proiecta niște imagini care... și la mari... Nu se lovesc cu restul spectacolului. Chiar la mari regizori români. De dragul experimentului. Cred că aveau impresia că e foarte modern să folosească o imagine video și într-o piesă extrem de crudă și de că nu avea nicio tangență cu un peisaj mirific, el prezenta acolo flori și adică de dragul de a avea o imagine video în spate, n-am înțeles de ce. Sau nici măcar nu era un contrast. Da, folosesc imaginea video total aiurea, alții folosesc imagine video cu grafisme, care nu spun mare lucru. Dumneavoastră grafician fiind un arhitect, fiind în primul artist. Dar te uiți pe o imagine care nu... Nu știu, în afară de... Nu spune o mie de cuvinte, nu ține loc cu o mie de cuvinte, nu transmite niciunul măcar. Nu transmit. Mie îmi place imaginea video care, cum să zic, interactivă, adică să văd un actor care atinge acel ecran și pe acel ecran se întâmplă ceva, fiindcă el a atins ecranul sau un personaj de pe ecran să intre în... piesă sau să iasă din piesă. Adică nu doar un simplu obiect de recuzită pe care se proiectează ceva, ci
un protagonist al spectacolului, da, să fie acel ecran. Eu am un spectacol în care am folosit acest ecran. Eu zic că l-am folosit cu mare atenție și chiar am realizat unele lucruri foarte bune. Asta să înțeleg că nu sunteți deloc un admirator al exceselor de niciun fel. Absolut. În deci artă cu atât mai puțin, nu? De asta vreau să vă incit un pic la această discuție. Ca iubitor, ca pioner al teatrului experimental aici în România, până unde ați duce experimentul în cadrul unui spectacol? Eu nu l-aș duce la maximum, deși primele mele spectacole erau poate foarte încifrate și foarte duse la un extrem și am zis cu riscul de a nu avea public sau de a mi se spune, domnule, e un spectacol care n-are, nu-l mai putem juca. Le-am făcut destul de extreme, eram un fel de marginal al teatrului și am rămas în continuare, lumea ați mă consideră feedback ca... atunci, da, de la colegi de-ai dumneavoastră, de la specialiști, da, în de domeniu... la specialiști am avut feedback foarte bun, de la publicul interesat de teatru iarăși foarte bun, de la publicul care nu era obișnuit cu așa ceva, am avut reacții, dar nu, să zicem... Până asta v-a hotărât pe dumneavoastră să mai fac. Exact, ca să-i convingeți de justețea, da, actului pe care l-ați întreprins. Eu am zis, îl fac și după aia mă opresc. Prima dată ați făcut muncă de educație, știți? Nu, prima dată am făcut pentru mine să văd dacă se poate face un spectacol scenografic. Eu vroiam să... Chiar vreau unul și mai radical în care să te uiți doar la o scenografie și scenografia să se miște și să... fără actori. Deci un experiment maxim. Dar mi-am dat seama că nu pot. Ceea ce vroiam eu, îmi trebuia și prezența umană care contează. Și atunci am găsit și actorii care să dorească să joace într-un astfel de spectacol. Sunt, da, actori care nu vor. Care să rezoneze, nu? Nu vor să joace toți. Nu oricine vrea să joace la, ce să zic, Robert Lepage sau la mari experimentatori. Scuzabilă reticența lor sau... Eu zic că... Nu. Pardonabilă? Că nu, fiind mai ales la ora actuală, când unui actor îi se cere să fie foarte bun din toate punctele de vedere, nu doar vocal și a prezenței, da, fizice, da, trebuie să se miște foarte bine. Da, să cânte, să danseze. Să cânte, să danseze. Să creeze în timpul spectacolului, fie sigur. Un actor, cum se spune, un actor total, fiindcă cred că și ei trebuie să treacă prin acest proces de sincretism al artelor. Sigur, e foarte bine dacă ești bun actor și stai pe scaun și spui senzațional încât eu să fiu o oră fascinat de ceea ce spui tu. Bun. Dar eu cred că teatru înseamnă și imagine, teatru înseamnă și mișcare, teatru înseamnă sunet, teatru înseamnă evoluție, teatru înseamnă multe la un loc. Înseamnă, deci, o evoluție permanentă. Iar moartea spectacolului de teatru este plictisul. Wow. Deci wow, se plictisește. Wow. Era o anecdotă, Mark Twain conferenția de-a lungul și de-a latul Statelor Unite ale Americii. Și l-a întrebat cineva, un amic de-al domniei sale, nu ați plictisit pe nimeni? Eu știu, ba, cred că da. Nu intrați în panică când îi simțiți plictisiți în sale? Dom'le, încep un pic cu panica în momentul când își scot ceasornicele din buzunarul jilet și se uită, dar încă e bine. Panica totală atunci când, după ce se uită la ceas, îl duc și la ureche. Da. Dacă nu, cumva s-a oprit. Da. Ați întâlnit genul ăsta de public sau ați văzut spectacole care să aducă publicul într-o astfel de stare? Din păcate sau din fericire? Da, cum să nu? Sigur. Sunt și spectacole. Adică, cred că există orice tip de spectacol. Chiar și acela care pe mine probabil mă plictisește, s-ar putea să aibă rezonanță într-un public foarte bun ascultător.
Adică acea poveste spusă de un actor stând într-o poziție fixă. Și am văzut și experimente din astea și aveau public. Sigur că nu este pentru un public mult, cum se foarte zic, restrâns, foarte, pentru probabil, o nișă, da, o nișă, e da. Pentru o nișă, de asta zic, dar... E bine să se mai produc astfel de spectacol, chiar pentru o mână de oameni? Pentru mine mi se pare că nu, trebuie să o spun, adică spectacolul de teatru este un spectacol. Eu nu cred că cineva care stă jos, nemișcat, devine un spectacol. Spectacol devine când acel personaj are o traiectorie, când se întâmplă ceva cu el, când... Se întâmplă ceva în jurul lui. În jurul lui, poate, nu știu, dar trebuie să existe mișcare, că altfel e teatru la microfon, e teatru... Da. Care are nișa lui, într-adevăr, da, ok, dar e doar... Îmi imaginez ce spune acel om și eu îmi imaginez... Vă imaginați scena, da, probabil. De ce să vin la teatru să văd pe cineva care îmi povestește... Puteți să ascultați la radio. Care pot să... Exact. Deci sunt total... nu sunt deloc adeptul teatrului la microfon pe scenă. Pe scenă. Deci, pe scenă. Din păcate, teatrul la microfon, splendid. Sunt un maniac de a asculta teatru. Dar acolo, la radio. La radio, fiindcă în timp ce conduc, de multe ori, da, chiar și noaptea când conduc și ascult teatru la microfon, este splendid, fiindcă... Vă ține în priză, nu? Eu îmi imaginez cum arată acea piesă. Și scena, și scenariul, și actorul respectiv. Și acolo există o anumită doză de talent a actorului de a... Inflexiune, emoțiile. Emoții și de a... Pentru că ai ocazia să... Oprești, nu-mi place. De cel mai multe ori dacă te ține, sunt producții foarte bune. Da. S-a trecut de la genul acesta de spectacol radiofonic la spectacolul prin toate prefacerile astea. Bun, cu câțiva pași înapoi, uneori sau aparent fiind România, primele producții, în afară de cele urmărite în sala de teatru, au fost producțiile teatrului radiofonic, apoi a apărut televiziunea cu teatrul TV, cu niciodată o sală de teatru n-a fost lipsită de public. Indiferent de prefacerile prin care a trecut această industrie a spectacolului până la urmă, de la teatrul radiofonic la teatrul experimental, hiper-rafinat, super-rafinat, sublimat, publicul este acolo. V-ați putea imagina vreodată că s-ar putea face teatru fără public? Eu m-am gândit ca o formă extremă, adică să nu... Nu, este absolut imposibil. Deci singurul lucru care nu poate lipsi dintr-un spectacol de teatru este publicul. În rest, poate să-ți lipsească decor, poate să-ți lipsească muzică, poate să-ți lipsească actor. Deci am văzut spectacol ulterior, după ce am vorbit, și ce mi-aș fi dorit era scena plastică. Este o trupă poloneză care creează spectacole de teatru scenografic. Sigur, nu sunt spectacole foarte lungi, fiindcă e greu să ții publicul fără o narațiune sau ceva. În schimb, este spectaculos, este ca o, cum se face artă plastică, lor, o instalație. E mai mult decât o instalație, este o instalație în spectacol, adică toată acea scenă funcționează într-un anumit timp, în decurs de câteva se întâmplă niște, dar nu apar actori. Deci până și acest tip de experiment extrem, dus la extrem, are nevoie de public. Fără actor, dar are nevoie de public. Deci nu-și are rost. Singur, poate să lipsească dramaturgia, poate lipsi, poate să fie un script, un scenariu
cu, nu știu, mă rog, despre... luate frânturi din mai multe, da, și piese, luate, nu știu, din mai mulți autori. Dar din... poate să nu existe și să fie un spectacol de teatru non-verbal în care se petrec niște lucruri. Se poate juca în, pe scena unui teatru consacrat, se poate juca și exact în piață, se poate juca oriunde, dar în fața unui public. Da, eu am avut un spectacol non-verbal, se vedeau doar picioarele celor trei actori într-un cadru foarte restrâns și lumea privea aceste picioare care povesteau. Și a fost un spectacol care s-a jucat timp de 11 ani la Târgu Mureș, se numea Steps, Pași. Și un spectacol cu care am călătorit în toată lumea. Da, ați călătorit, nu, și nu doar că ați călătorit, ați lăsat urme pe acolo, ați fost apreciat, am văzut faptul că ați luat numeroase premii, nu vorbesc doar de premii aici ale UNITER sau altor instituții de cultură din România, dar premii internaționale, premii de prestigiu. Da, nu, mai important a fost faptul că am participat la acele evenimente. La acele evenimente, fiindcă, spre deosebire de alte teatre, care își organizează cumva ieșirile în festivaluri sau, mă rog, în diverse variante de a ieși peste hotare cumva cu tot din adinsul, da, să mergem în Franța. Ei, acolo de dragul de a merge în Franța. Și acolo se joacă într-o biserică sau într-un club sau nu știu unde, la ambasadă, unde vin 20 de români și urmăresc. Nu. Chiar am fost în festivalul de mari calibru. Da, da. Și asta era marele câștig. Acei actori se întorceau cu o experiență și mai mare, își dădeau seama pe unde se află cu... Exact, cu văzând prestația altor colegi altor de la colegi. Teatre, mai mult sau absolut mai puțin renumite, dar de la teatre din alte țări, din, nu știu... Deci pentru mine era mai câștigat premiul și mai mare decât premiul în sine care mi se oferea. Deci, participarea la un festival de anvergură. Sigur că da. Am rămas cu amintirea unor mari festivaluri, Leipzig în Germania, Tolosa în Spania, extraordinar, cu Bitefu în Belgrad, deci mari, Nitra în Slovacia. Astea sunt niște festivaluri uriașe, par micuțe, nu? La Torino, Festivalul de Teatru Internațional, care noi eram cumva bomboana pe colivă, pe tort. Pe tort. Pardon, bomboana, da, pe tort. Nu se pune problema cu olivei în teatru. Am greșit. Nu e nicio problemă, am înțeles cireașa, din start. Cireașa de pe tort. Da, mă gândeam la bomboane. În care primul spectacol era dat de o mare trupă din Cehia, Divadlo, un teatru extraordinar, cum nu vine în minte, să nu pierd vremea, și noi încheiam festivalul. A fost un regal. A năucit publicul deci de acolo. A fost un public formidabil, lume care venea să te felicite, să te cheme la tot felul de recepții, la oameni care vă văzuseră pentru prima oară. Da, deci eram picați din lună, nici nu știau de unde e Sfântul Gheorghe. Și au văzut, da, ce au văzut la Teatră Suflarea, probabil alminte, da, nu veneau să vă tragă de mânică, haideți că vrem să vă cunoaștem într-adevăr. Da, sunt momente emoționante ca la Belgrad, când am jucat, cădeau bombele pe acolo de război și noi eram invitați la un festival de teatru și veneau la sfârșitul spectacolului cu lacrimi în ochi, mulțumindu-ne că am adus un asemenea spectacol. Și că ați jucat acolo în condițiile... Și, da, și era emoționant de drept, adică... Da, am avut momente foarte frumoase, trebuie să... Nu mă pot plânge. La ce lucrați acum aici, la Teatrul Tineretului? Păi deocamdată mă gândesc la un proiect, fiindcă am încercat câteva variante care nu s-au materializat, fiindcă n-ați fost
mulțumit de cum ieșeau, da. Sau au fost și alți factori? N-am fost mulțumit de reacția. Ne-a stâmpăratul Horațiu Mihaiu? Nu neapărat. Da? Din cauza că cred că proiectul n-a fost luat în calcul prea bine de colegi, de actori, de, nu știu, mi se... Și exact cum am spus, și publicul de aici, am observat, am început cu un spectacol foarte Hipolitos. Deci teatru antic, am zis, l-am umplut de imagini, deși spectacol de teatru antic e de un anumit tip, e greu să-l faci să fie priceput de public, e greu în sine, dar cred că l-am făcut plăcut. Deci ăsta a fost primul pas, am făcut o comediară ca să atrag publicul, dar pe un text foarte interesant al lui Daniel Harms. Oh, da. Deci, ați montat și pe scenă, ați montat și în sala studio. Da, și spectacole de anvergură și spectacole cu 2-3 actori. Da, deci am încercat. Ați încercat tot felul? Da, ca să testez, să văd până unde. Ori mi-e greu să... Adică până să ajung să fac, să zicem, un spectacol despre Victor Brauner, care ar fi un spectacol total de imagine, cu... poate fără text, va fi foarte greu, fiindcă Brauner, mi-am dat seama că aici, deși m-ar merita să fie măcar un spectacol în memoria lui, și ar trebui făcut mai mult pentru acest brand de oraș. Care s-a extins fantastic, Victor Brauner, este brand de România, brand de Europa, fie, de... Deci, bun, ok, este, imediat ce ieși în Occident și vor... Dar mă întreb o stradă Victor Brauner, chiar nu se poate... Stradă, un monument, sau monument într-un loc mai central, da, într-un... Da, da, și cultivă un... Bun, uite, domnul Ștefan Potop, președintele UAP Neamț, organizează în fiecare an o tabără Victor Brauner, o tabără de creație, da, la Tazlău, pe care chiar așa a intitulat-o, da, Victor Brauner. Frumos, nu știu, parcă doar elitele sunt interesate de acest fenomen, care ar trebui vulgarizat un pic, răspândit mai mult, pentru că mie mi s-ar părea firesc ca toți pietrenii pe care îi întâlnești, cunoscuți, necunoscuți, și pe care să-i întreb, domne, spune-mi un nume care de pietrean, de așa, de care să fie aflat foarte multă lume peste votare. Și tot să spună, cum, nu știți Victor Brauner? Adică firesc, nu se întâmplă lucrul ăsta. Nu se întâmplă, din păcate, dar nu mă mir, câtă vreme nici despre Brâncuș nu se știe prea mult. Acum 50 de ani, ba chiar era pus la sub obroc. Executat a fost, da, la un moment dat. Păi, din păcate, ar trebui să se facă mult mai mult pentru acest nume, zic eu. Dar sunt câțiva oameni care chiar fac ce puțin. Sunt, e, da, adevărat. Domnul Emil Nicolae, da, care a făcut foarte multe și, da, și lume și să, da, zbate, să se, da, obțină titlul, să se obțină un nume de stradă. De sau... Victor Brauner, da. Da, însă ar trebui și mai mult, și mai, și în sensul ăsta mă gândeam chiar la un spectacol Victor Brauner, un demers foarte periculos. Da, nu știu dacă periculos. Nu știu, pentru starea de spirit acum a publicului de aici, un Victor Brauner presupune, cum a spus și dumneavoastră, un experiment. Da. Dus uneori, poate chiar dincolo de etapele de experiment pe care le-ați făcut, le-ați produs până acum, fie aici, fie la alte teatre din țară, nu vă e teamă? Nu mi-e teamă. Mie mi-e teamă de mine, în primul rând. Nu de public. Publicul, eu cred că îi se oferă un produs
pe care el, dacă vrea, îl gustă, dacă îl poate accepta sau poate respinge, nu-mi dau seama. Asta depinde de felul cum îl oferiți dumneavoastră. Sigur că da. Dar dumneavoastră regizorul, cel care propune proiectul, în primul rând, omul care propune acest proiect, regizorul spectacolului tot și cei cu care... Eu îl încerc să... Trebuie să lucrați cu actorii. Ambalez cât mai frumos. Adică măcar mi-am dat seama așa, trecând anii și făcând un bilanț a ceea ce am lucrat, chiar într-un interviu recent dat Florica Echim pentru revista Teatru Azi, și mi-a pus și ca titlu acolo. Consider că spectacolele mele au fost frumoase. Da, și pot să, trăgând așa linie, mi-am dat seama că tot ce am văzut, chiar dacă subiectul era uneori din derizoriu, din urât, din ceva, forma în care era împachetat e ca orice obiect în care nu poți să-ți bagi joc de ambalaj. Deci să ambalezi un ceas de 7.000 de euro într-o cutie de carton banală. Da, s-au învelit în ziar. Deci trebuie să-i găsești acel... Pe măsură. Și străduința... Ambalajul contribuind în felul ăsta... Sigur că da, străduința... La înnobilarea, de străduința fapt. Străduința este de a prezenta un obiect frumos, căci altfel nimeni nu-ți cumpără un obiect urât. Chiar dacă este... Poate funcțional, foarte... Nu poate să fie, da, poate să fie funcțional, da, poate da, să da, fie... Da. Uneori, din păcate, uneori ambalajul vin de marfa. Marfa nu este pe măsura ambalajului. Corect. Deci eu consider că am făcut ambalaje frumoase. Fiindcă faptul că am circulat atâta în lume, ceea ce puțină lume știe, dar eu sunt foarte mulțumit că aceste produse au fost cumpărate, să zic, așa, de un public colosal de peste hotare. Da, în primul rând cumpărate, apoi digerate și probabil că dacă ați repeta pașii făcuți, ar fi ați constata că ați creat și o oarecare dependență de produsele respective. Părerea mea că ar trebui să fiți foarte mândru de acest lucru. Dar nu pentru mulți. Eu am de ce? Pentru că spune, meu, să zic. Clar, da? Mă duc la un spectacol de-a lui Horatiu Mihaiu. La fel se face, pățesc și alți regizori, să știți. Adică eu dacă aș vedea un fragment dintr-un spectacol a unui regizor, aș ști clar, este un spectacol purcărete, spectacol Bradu Afrim, spectacol Dragoș Galgoți, mă rog, sunt niște regizori care și-au făcut deja un schematism, stil, așa? Un stil. Nu-i schematism. Pe care l-ar putea recunoaște orice profan sau doar ce din în primul rând acestui domeniu fabulos. Cei profani, urmând să devină cunoscători ai stilului respectiv, da? Și adepți. Da, la fel și la mine. La mine se știe clar și atunci sunt mulți care teatru, imagine, am mai văzut Horatiu Mihaiu. Ok. Deci, dar e normal să fie așa. Nu trebuie să fie toată lumea în extaz când fac eu un spectacol, dar... Păi bun, dar oricum, orice fel de remarcă dintre asta, că a fost super pozitivă sau un pic mai negativistă, nu v-a făcut să abandonați proiectele și planurile de a le duce la capăt exact așa cum ați dorit? Nu, niciodată nu. Abandon. Păi asta e ideea. Sigur. Dar într-adevăr faci și fani care vin la... Deci știu oameni care au văzut spectacole de ale mele de 15-16 ore. Adică eram... Cum adică? Păi, da, am venit că mi-a plăcut. Altul a venit că a vrut să-și reconfirme el, nu știu ce. Altul
care a venit că prima dată s-a uitat la spectacol, după aia la muzică, după aia... De fiecare dată a descoperit ceva. A venit pentru altceva, să mai vadă odată legătura video cu... Chiar dacă un spectacol se joacă de 1000 de ori, credeți că sunt două spectacole identice? Pentru pot că... să spun la ale mele, sunt aproape identice, fiindcă sunt destul de tehnice, fiind legate de niște semnale sonore sau vizuale sau de atunci care trebuie să se produc la fix la milimetru. Milimetru totul este calculat. Când într-un teatru de text se mai poate sări, se mai sare o replică, se mai adaugă, se pierde șopârile alea dinainte de 90. Deci sunt și atunci spectacolul cu siguranță nu e acel, nici la ale mele, eu nu spun că sunt perfect identice, dar în mare trebuie respectate niște lucruri foarte fixe, adică sunt niște ieșiri între totul la milimetru. Da, sunt niște jaloane, este scheletul de care vorbeați, exact. Pe care deci îmbrăcați spectacolul. Pe la nu pot modifica și nici actorii, din păcate, nu sunt constrânși la de asta pentru ei. Eu le dau, dar totuși le dau spațiu de intervenție și de, cum să zic, de uneori să improvizeze niște lucruri, nu sunt foarte fixe, dar cadrul respectiv rămâne fix, deci ăla nu poate fi schimbat. Și de asta ați observat oarecare reticență din partea unor actori din partea de a juca în spectacole de dumneavoastră. Da. Dar nu mă deranjează. Nu mă deranjează. De ce? Pentru că eu nu vreau să supăr pe nimeni, mi-s dragi și ei, pentru că și sunt parte din sufletul fenomenului numit Teatrul Tineretului de aici, de la Piatra Neamț. Mă gândesc pe altă parte la concurența acerbă care este pe un post de actor. Pentru că sunt foarte mulți absolvenți. Nu sunt cele două, trei academii de teatru de stat pe care știam, au apărut și cele particulare. Acum concurența este foarte mare. Ține de libertatea actorului, da. Artistului, ține să de... și refuzi, da, să joci într-un spectacol, ține. Până la urmă. Plin să cred că asta păcate, este până, și nu o reavoință. Până, sau... Nu, nici vorbe. Deci ei până în 89 nu aveau voie să târnească. Da. Iar acum au voie, totuși mai nu e chiar așa strict, domnule, ți se dă ordin de serviciu să mergi să joci la Horatiu Mihai. Nu e chiar așa. Și nici nu-mi place să lucrez cu actori care nu vor să lucreze. Adică devine dificil. Adică ajungem la partea de suflet depus în fiecare minut problema? De spectacol până la urmă. Asta e problema. Dacă nu pornești deci cu inima deschisă. Și mai ceva, când nu văd în ochii acelui sclipire. Vreau să joc în piesa asta. N-am ce să fac. Pentru că nu vă poate păcăli nimeni. Nu. În privința asta. Nu, dar nici n-are sens să te minți singur. Se mint singur în cazul în care vor să... Da, hai că joc la tine, că hai, ca să nu... Dar după aia se simte. Adică prefer să joc, să... Se poate ajunge la un spectacol ratat. Nu la piesa cu același nume, ci la un spectacol de-a dreptul ratat și asta bănuiesc că evită oricine. Din teatru. Absolut. Timpul nu ne prea mai îngăduie, dar eu v-am smuls promisiunea la început. N-a fost mult deloc, pentru că am rămas fascinat. Și o să vedeți feedback-ul acestei emisiuni. V-am spus promisiunea că o să mai stăm de vorbă pe niște teme. La un moment dat o să vorbim despre activitatea dumneavoastră sportivă. Mi-aș dori să vorbiți despre o perioadă anume, pentru că și atunci la vernisaj am avut câteva clipe de discuție. Mi-ați vorbit atât de frumos despre experiențele cele două de câte trei ani de la Sfântul Gheorghe. Mi-ați vorbit de Sibiu atât de frumos, mi-ați vorbit de Târgu Mureș, de Cluj, nu mai spunem, acolo este orașul dumneavoastră de suflet până la urmă. Da. Mi-ați vorbit de toate experiențele pe care le-ați avut aici la teatre din țară.
fiecare în parte poate fi o emisiune. Da. Un foileton. Da, dacă m-aș apuca să scriu memoriile, de ce nu? Aș scrie tomuri. Da, nu, sunt amintiri foarte frumoase. În general, amintirile proaste pe care le-am de acolo, le-am șters. Nici nu mă mai interesează. S-au decantat, au rămas cele... Au rămas cele bune. În general, sunt, cred, înclin să cred că sunt om care gândește pozitiv. Nu-mi place... Da, să vă ancorați în... Ce... Da, să vă plângeți de milă sau... Pierdere de timp. Pierdere de timp, să îți pierzi energia. Timpul creației este limitat. E foarte puțin timp și atunci prefer să rămân cu lucrurile frumoase. Excepțional. Un împătimit al teatrului, al scândurii scenei, un împătimit al jocului actoricesc, un împătimit al spectacolului total, Horațiu Mihaiu. Sper că v-am pus pe gânduri și pe dumneavoastră și că v-am incitat în așa fel încât să vă mai doriți o întâlnire cu distinsul regizor al Teatrului Tineretului. Vă mulțumesc, maestre! Și eu mulțumesc foarte mult! Hai Ucluj! Hai Ceahlău! Hai Ceahlău! Hai Tete! Hai Tete! Vă mulțumesc, da, neapărat! Mulțumesc și eu de invitație! Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, că ne-ați urmărit! Rămâneți în continuare în fața micilor ecrane!